Da, probabil o zi normală pentru magistrați. Aveți emoții, a rămas în pronunțare, trebuie să... Nu, eu sper la o sentință favorabilă, sper o achitare. Cam într-o săptămână am înțeles că se amână pronunțarea și o să aflu verdict în săptămână. S-a descoperit polul corupției la Cluj, am avut azi tribunal caz important, cazul dumneavoastră... Da, cazul Cluj a fost pe primul loc astăzi la Curtea de Casație și Justiție, așa cum ați putut observa și dumneavoastră. Am înțeles, știți că e ziua luptei anticorupție, ce le transmiteți procurorilor de ziua asta importantă? Nu pot decât să discut despre cazul meu, nu pot să le transmit nimic magistraților deocamdată, deoarece încă mai am litigiul pe rol. Soluția nu este una definitivă, este o soluție care poate fi atacată la completul de 5, așa că magistrații nu le transmit. Dar credeți că va fi favorabilă sau vă gândiți dumneavoastră da, în perspectiva recursului? Eu consider că este o sentință favorabilă, deoarece mi-am demonstrat nevinovăția. Suspensia de cazul de astăzi, de ce să nu, de panică, de i-ați fi primit? Ce părere aveți de tendință? Este o speță mult mai complexă, nu am cum să explic în două vorbe. Am explicat în fața magistraților, ți-au auzit și dumneavoastră, ați fost în sală, nu am avut absolut nimic de ascuns, am explicat mot a mot exact derulările, așa cum au fost ele de-a lungul timpului, timp, tot acel timp în care am fost asociat. Deci ați asociat cu denunțarea. Ce motivă? Nu vreau să discut acest lucru. Nu vreau să fac justiție la televizor, nu vreau să... litigiul încă mai este pe rol. Ce există căi de atac, există... Dacă vă uit primul o sentință favorabilă, sunt convins că procurorii vor ataca, da? Va fi probabil o altă sentință, voi ataca eu, așa că... Pe ce vă bazați pentru o sentință favorabilă? Eu cred că au fost suficiente argumente să fie o sentință favorabilă. De la discuțiile ambientale care au fost făcute înaintea începerii urmăririi penale, neadministrarea probatoriului, niciun martor acceptat pe care l-am propus eu, absolut nicio expertiză admisă, cred că sunt suficiente. Înseamnă că nu au avut nevoie de acele probe și va fi o achitare. Mulțumim!